toți acești ani mi-am exercitat funcția cu devotament, cu demnitate și onest, depunând maxim efort pentru sporirea încrederii atât a cetățenilor față de minister, cât și a conducătorilor ministerului față de activitatea direcției în ansamblu și față de mine în particular. Deținând această funcție, am fost din nenumărate ori ținta unor provocări din exterior, cărora le-am făcut față datorită susținerii conducerii ministerului. Însă această susținere, din păcate, a dispărut. Pe parcursul ultimului an, am avut mai multe contradicții și dispute cu ministrul Oleg Ifrim și sub presiunea dumnealui au fost semnate mai multe documente de către noi. În situații când aveam păreri diferite referitor la un anumit document, am făcut tot posibilul, în măsura în care depindea de mine, ca toate deciziile să fie perfectate în conformitate cu legislația în vigoare, motiv pentru care s-au tensionat relațiile mele ca șef de direcție cu domnul ministru. Astăzi am ajuns în fața dumneavoastră cu aceste declarații din cauza ultimei situații de acest gen, care a provocat consecințe pe care nu le-am așteptat. Mă refer la decizia de refuz emisă de ministrul Justiției pe marginea dosarului Partidul Popular Republican, care urma să-și modifice denumirea partidul nostru, președintele căruia este Renato Osar. Executor al acestui dosar a fost doamna Cereteu, colega mea. Bună ziua tuturor! Mai departe, cred că o să expun eu situația care a existat în mijloace. Deci, la data de 7 mai 2014, a fost depus dosarul privire la înregistrarea modificărilor la actele de constituire a Partidului Popular Republican, care urma să-și modifice denumirea în partidul nostru, reprezentantul căruia, urmând să fie înregistrat în calitate de președinte, domnul Renato Sar. La data, acest dosar respectiv mi-a fost repartizat mie în calitate de executor. La data de 26 mai, curent, am primit indicații din partea domnului ministru ca să prezentăm nota informativă referitoare la situația de fapt pe acest dosar. În aceeași zi am prezentat nota informativă, urmarea examinării setului de acte pe parcursul la 2 săptămâni, am prezentat nota informativă referitoare la setul de acte, precum și proiectul deciziei, deoarece setul de acte examinat corespundea întru totul prevederilor legii cu privire la partidele politice. Ulterior acestui fapt, cu 3 zile înainte de expirarea termenului, ne-am adresat către domnul ministru și i-am comunicat că expiră termenul de examinare a actelor. Drept urmare, la data de 9 iunie, curent, seara, am primit indicația de a pervita decizia de refuz, invocându-se ca temei că nu s-a respectat procedura statutară privind convocarea Congresului. După cum ar urma, anume punctul 10.5 din statut, potrivit căruia decizia Consiliului privind convocarea Congresului Republican trebuia să fie adoptată sau se adoptă cel târziu cu 2 luni până la data începerii lucrărilor. Potrivit acestei decizii de refuz, sau din această decizie de refuz, reiese că Congresul trebuia să se întrunească mai târziu de aceste 2 luni și nu până la. Adică, conform setului de acte, dacă ședința Consiliului privind convocarea Congresului a avut loc la 16 februarie, respectiv, conform deciziei de refuz, ședința Congresului nemijlocită sau Congresul trebuia să se întrunească la 16 aprilie și nu mai devreme. Dar Congresul, de fapt, a avut loc pe data de 13 aprilie, respectiv s-a invocat că s-a încălcat acest termen prevăzut de statut, anume 3 zile. Anume această interpretare a cauzat discuții în contradictoriu între mine, ca executor, șefa direcției, care la fel era de acord cu poziția mea, și în nemijlocit domnul ministru. Nefiind de acord cu poziția impusă, noi nu am contrasemnat decizia de refuz. Ulterior, la data de 10 iunie, cu încălcarea termenului prevăzut de lege, deoarece potrivit legii la partidele politice, termenul de examinare a actelor este de 30 de zile, de o lună, mai bine zis, conform articolului 8. La data de 10 iunie a fost înmânată domnului Usat decizia de refuz împreună cu pachetul de acte de depus. Urmarea acestui fapt, a doua zi, șefa direcției mi-a comunicat că avem indicații din partea domnului ministru de a prezenta explicațiile de rigoare vis-a-vis de faptul că noi nu am contrasemnat decizia de refuz.
În aceeași zi noi am prezentat, pentru că am avut termenul o zi de a prezenta explicațiile, în aceeași zi noi am prezentat explicațiile, conform cărora am menționat că considerăm că a fost respectat termenul prevăzut de statut, anume de punctul 10.5, deoarece anume sintagma, cel târziu, cu două luni înainte de, înseamnă încadrarea în acest termen de două luni și nu mai târziu. Respectiv, congresul trebuia să aibă loc până la data de 16 aprilie, dar nu mai târziu de 16 aprilie. Într-o confirmare a celor expuse, am luat legătura telefonică cu Institutul de Filologie la Academia de Științe, Centrul Național de Tehnologie, cărora le-am solicitat părerea ca să se expună și ei în calitate de specialiști referitor la, la semnificația acestei sintagme, care la fel au confirmat cele spuse de noi. Mai mult ca atât, am comunicat și cu specialiștii din cadrul Ministerului Justiției, din Direcția Generală Legislație. Poate ne explică ei sintagma dată, care la fel au confirmat ceea ce am spus noi. Și din toate aceste considerente, noi nu am contrasemnat decizia de refuz. Și cele invocate de noi nu au coincis cu părerea domnului ministru. Urmare a acestor evenimente, am fost contactată telefonic de domnul Efrim, care m-a acuzat la propriu de faptul că, urmare explicațiilor noastre, dumnealui, a ajuns la concluzia că suntem persoanele care lucrăm pentru domnul Osatăi, aducându-mi se, de rând cu acestea, mult mai multe învinuiri. La fel, dumnealui mi-a spus că va fi solicitată interpretarea acestei sintagme de către instanță de judecată. Și în caz că aceasta va confirma interpretarea din decizie de refuz, competențele noastre profesionale se vor verifica la aspectul corespunderii funcției noastre. Respectiv, vă dați seama bine care va fi textul acestei hotărâri instanței de judecată. Și foarte straniu, 5 ani de zile am corespuns acestei funcții, dar acum nu. Mai mult ca atât, la toate acuzațiile invocate, domnul Efrim nici nu mi-a dat posibilitatea să mă expun. Motiv pentru care am ales această modalitate să vin în fața dumneavoastră ca să fim auzite și eu și colega mea. Drept urmare acestor evenimente, procesul de conlucrare a direcției cu domnul ministru a fost unul extrem de tensionat. Fapt care ne-a determinat astăzi dimineață să depunem cererile de demisie din propria inițiativă. Nu pentru confirmarea celor invocate de domnul ministru, ci pentru că nu dorim să fim folosite pentru executarea unor astfel de decizii care ulterior pot să fie folosite împotriva noastră. Domnule ministru, țin să vă aduc la cunoștință că domnul Osatăi l-am văzut de două ori în momentul când a depus actele și când le-a ridicat. Însă, fiind conștiente de urmările care pot surveni drept urmare a declarațiilor noastre de astăzi, am fost într-un fel nevoite să-l contactăm telefonic pe domnul Osatăi pe data de 13 iunie, căruia i-am explicat situația în care ne-am pomenit și că, neavând nimic comun cu dumnealui, am fost acuzate și învinuite de lucruri pe care nu le-am făcut. Din acest motiv, cerându-i sprijin și într-o oarecare măsură protecție. Există probabilitatea că după această conferință de presă vom fi supuse multor provocări din partea conducerii, prin tentative de a ne depista careva încălcări și nereguli în activitatea noastră. Dar cu toate acestea, domnule Efrim, vă recomand să nu o faceți, deoarece foarte bine vă dați seama că acesta este rezultatul indicațiilor dumneavoastră. Mai mult ca atât, vă recomand ca acest lucru să nu se răsfrângă și asupra cererilor noastre de demisie, care le-am depus astăzi dimineață. La fel, vom solicita implicarea organizațiilor internaționale, precum și ambasadelor de pe teritoriul Republicii Moldova, în monitorizarea acestui caz, în vederea prevenirii pe viitor a unor astfel de situații similare. De asemenea, recomandăm organelor de drept să se autosesizeze în privința acestui caz și sigur că în caz de control vor fi depistate și alte încălcări. Pe final, vrem să comunicăm că activitatea pe care am desfășurat-o în cadrul Ministerului Justiției a fost una de suflet, pe care am practicat-o cu devotament, cu dăruire de sine și speranță că într-un stat democratic se pune accent pe profesionalism și competență.
Însă ne-am înșelat. Было принято решение мною сегодня направить в Министерство юстиции письмо на имя господина Ефремова. Я говорил вам и на прошлой пресс-конференции, что, в принципе, я понимал некоторые вещи, которые происходят за кулисами Ефрима, Филата, многих других членов ЛДПР. Я понимал, какое будет решение, что, скажем так, по-любому будет отказ в регистрации нашей партии. Но, получив те детали, которые вы сегодня все услышали, я был шокирован, во-первых, поступком госпожи Грицко и Нины Черетел, потому что то, что видел я в пятницу, то, что видел я сегодня, когда люди живут на Валерянке из-за того, что, видите ли, министр дает слишком много указаний. Я был поражен тем, что в этой стране остались люди, которым не безразлично то, что сегодня происходит в том или ином государственном учреждении. Я был тронут тем, что вы все прекрасно понимаете, что дальше могли бы выполнять указания своего руководителя, все будет в жизни было хорошо. Они сегодня уже написали заявление об уходе. Было, по-моему, сказано, что в течение 14 дней это будет рассмотрено. Я не удивлюсь, если завтра у них начнутся обыски или через неделю им предъявят то, что они недобросовестно выполняли свою работу. Поэтому письмо, которое мы сегодня отправляем в Минюст, это письмо с требованиями Ефриму в течение недели отказаться от того бреда, который он придумал, от того бреда, который он заставил Нину Черетел под его диктовку набирать на компьютере, от того бреда, что он нарушил закон и на 34-й день нам ответил. И, скажем так, вынес законное решение, которому было представлено за 10 дней до истечения срока. Если господин Ефрим откажет, то могу четко сказать, что я не потерплю того беспредела, который они сегодня творят. На следующей неделе будет самый большой в истории страны марш на Министерство юстиции, который могу сказать одно, что я не знаю, чем он закончится для Рената Усатова, но для них он закончится очень плохо.